Tongshu este un sistem în care accentul cade pe păstrarea sănătății și nu pe redobândirea ei. Tong înseamnă împreună. Ideograma chineză Tong, asta înseamnă împreună. Și desemnează starea în care elementele unui sistem funcționează împreună fără a crea tensiuni majore, ceea ce se traduce prin armonie. Iar Shu înseamnă tehnică sau metodă. Deci traducerea ar fi tehnica sau tehnicile armoniei. Este o compilație de exerciții preluate din yoga, din qigong, din kinetoterapia modernă. Foarte important în practica Tongshu este faptul că exercițiile nu sunt de forță, deci nu transpirăm, nu ardem calorii. În același timp însă forța este internă. Acest tip de mișcare lentă clădește corpul și ființa, bineînțeles, din interior către exterior. Am lucrat mult timp yoga și qigong separat și la un moment dat tehnica a venit de la sine. Pur și simplu s-a creat înainte să fiu conștient că s-a creat. A trebuit după aceea să pun ordine în exerciții și să le dau, bineînțeles, forma care o au astăzi, bazată pe aceste principii de kinetoterapie. Cine poate să beneficieze de Tongshu? Oricine, nu există limită de vârstă. Nu există ierarhii, nu încercăm să lucrăm într-un mod competițional. Nu avem grade sau etape care trebuiesc trecute. Singura concurență, ca să zic așa, este cu noi înșine. De fiecare dată mai adăugăm câte ceva, mai polizăm un pic, mai ajustăm un exercițiu până ne iese așa cum trebuie. Ținta finală este această armonie care la nivelul corpului se traduce prin sănătate și prin longevitate, cum spun textele vechi. În momentul în care vorbesc de longevitate, ei se referă, vorbesc de vechii maestri chinezi, la funcționalitate. Nu le-ar folosi la nimic să trăim foarte mult dacă nu am putea să ne bucurăm de viața noastră. De asta, unul dintre proverbele cele mai folosite și mai auzite în mănăstirile taoiste este: la 120 de ani ești în floarea vârstei.